Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a legalizat bacșișul în România. Sub ce formă? Practic, e important și asta. Păi, practic, până acum, legal din punct de vedere fiscal sau, mă rog, bacșișul nu exista. Era într-o zonă gri, toată lumea dădea bacșiș. Păi și ce era ilegal în asta? Păi, e adevărat că nu cred că te-a arestat dacă dădeai bacșiș, dar banii ăia... S-a legalizat în sensul în care se impozitează. Da, se impozitează. Banii ăia, okay, la limită, da. Să nu mă înțelegeți greșit, nu, adică nu spun că așa treia făcut. Dar din punct de vedere teoretic, da, banii încasați pe care nu plătești taxe reprezintă, sper să nu mă înșel, o infracțiune. Nu poți să încasezi bani și să nu-i raportezi la fisc. E, de acum, gata, se poate da bacșiș cu cardul. Și interesant că s-a pus limită de 15% maximum din nota respectivă. Asta ca să nu se facă manevre. Da, ia zi, ce fel de manevre? Tip țap-țarap. Cum adică? Ce înseamnă? Să nu se facă spălare de bani. Exact. Să nu, da, spui, a, am primit bacșiș 2 milioane de euro. Un boss? Un boss. Mi-a dat bine, deși se întâmplă... S-au mai văzut cazuri de genul. În țara noastră, în societatea noastră frumoasă. Da. Se mai întâmplă că un boss să aibă o notă de 200 de lei, să dea 500 și pagă că s-a simțit el bine. Da. Și erau și celebrele povești ale lui Giovanni, dacă nu mă înțel. Nu mă înșel. Da. Becali, care spunea că numai când intra în restaurant, dădea ciubucul ca lumea să-l trateze, da, cum, da, trebuie. Da. Și la pușcărie tot așa dădea ciubucul? Probabil că da. Da. Da, cu ciubuc să descurcă, să știi, în general. Da, ok, asta, da, e. Dacă, păi, asta ce... e alegerea pe care o face Giovanni sau cine o făcut, hai că eu sunt boss și mă duc la pușcărie să fiu boss la pușcărie, ok, dacă ăsta e planul tău să fii boss în pușcărie, treaba ta. Și ce peste 15%, ce se întâmplă? Nu se, nu se mai impozitează. Nu se, da, nu se dă cu cardul. Adică se impozitează doar 15%. Nu, 15%, da, bucata aia se impozitează, mie mi se pare super ok. Da, mie nu mi se pare corect. De ce nu eu ți-am mai zis corect, că e dublă impozitare după mine. Și care e dublă impozitare? Dacă tu vrei să faci un... E ca un cadou, înțelegi? E ca un cadou, așa cum nu știu, sunt cadourile pentru medici. Atunci când vrei să le faci, nu își pagă ca să te opereze sau să facă ceva. Nu și alea trebuie, dacă le impozitezi și pe alea ai rezolvat problema. Pe cum? La fel și asta. Dacă tu când dai bacșiș, da, îl dai de obicei, ok, că te-ai învățat să faci chestia asta la un restaurant. Da. Dar sunt locuri unde dai de plăcere, păi, și lași mai mult. Așa. Asta-i scopul până la urmă, da, știi? Dacă tu e plăcerea ta, de ce și... să... Care e problema că dai de plăcere? Păi ce, ca un cadou, ca și cum le dau unui prieten. Tu dezvolți o relație cu chelnerul respectiv. Păi dezvolt o relație. Care e problema? Dar omul respectiv care primește banii îți plătească taxe pe banii aia. Tu nu plătești taxe pe banii pe care îi încasezi? Păi de asta zic că e dublu impozitare. Ce dublu impozitare? Că eu am plătit taxe deja și restul e cadou. Da. Dar tu când primești banii, asta îmi spui, că ești taxat când primești banii? Da. Dar tu când te duci să cumperi de la magazin, nu plătești taxe? Ba da. Păi și atunci se desfințeze toate taxele. Cu asta sunt de acord, nu? O speță interesantă ne scrie un ascultător, zice, și cu preoții care vin cu bobotează de sărbători și primesc bani să sfințească foarte casa, bun. Cum facem? Eu zic să se facă pe POS. Eu sunt pentru, cum să spun, pentru fiscalizarea a tot. Să vină... Dacă văd de bobotează că vin cu POS-ul, să fie și asta ar fi maximum. Deci cutia mile eu aș face cu POS. N-ai cum. Mă jur. N-ai cum să că... fie frumos cu POS, cine donează, ok, se impozitează banii, n-am nicio problemă. Cadourile la medici. Doar Dumnezeu știe câți bani sunt acolo. Și fiscul. Și așa trebuie să, nu, și așa trebuie să rămână. Corect. Băi, eu zic că fiscul, da, mă, bine, asta e. Ce o să mai facă ăla cu merașul? Da, cu merașul, părintele, nu? Care se juca cu... Era mult mai greu să fure acum, dacă totul era raportat. Nu, dar ne ducem prea, ne dezumanizăm. Nu ne dezumanizăm deloc, trebuie. Uite, să voi, fie acum ordine. Aveți un motiv în plus să n-aveți cash la voi niciodată. Da. Gata, vă mai ținea și paga asta la ospătare. Câte 5 leuți în buzunar, acum nu mai vezi. Super convenabil. Când plătești cu cardul, să-i spui și pune acolo 10% sau 15%. Sau... Omul e foarte fericit, mulțumit, banii se plătesc, taxele se plătesc, nimeni nu, da, trage pe dacă nimeni. N-ai o anumită disciplină, asta te fură peisajul cu cardul, înțelegi? Cum că te tu fură, tot ești generos așa, pune-mă 10%, 15%, bububu. Mm-hmm. Și la un moment dat dispar. Pe când în buzunar, când bagi mâna, dispar, mă? Ai înțeles și scoți banii și ai 15 lei toți. În sensul că nu poți să controlezi. Te mai să controlezi. Nu controlezi, ai pe telefon, toată lumea are telefon. Deci în țara asta sunt 150% telefoane față de câți cetățeni sunt. Și asta e adevărat. Așa. Vă mai spun ceva, mai este un avantaj pentru magazinele care au vânzări foarte mici. Cum sunt, să zicem, chioșcurile de ziare. Unde sunt, rulajul este mic de aceea, nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Acum nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Cu chioșcul de ziare. Acolo e mai convenabil decât să stea omul cu cash-ul speriat că, aoleu, ce face, unde îl predă, că a strâns și el 500 de lei într-o zi. Totul e cu card, nu are cash, la revedere, totul e safe. Cash-ul e întotdeauna convenabil.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.